În capitolele de la 9 la 11 ale scrisorii către creștinii din Roma, Apostolul Pavel abordează și încearcă să tranșeze o altă problemă care îl preocupa profund. Cum rămâne cu poporul ales Israel? Dacă vă amintiți, capitolul 8 din Romani se încheia la cotele înalte ale bucuriei și triumfului, lăsându-ne acest mesaj: nimic și nimeni nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Roman 9 ne readuce la firul ierbii, la nivelul scăzut al mâhnirii necazului disperării. Evident, ceva de genul acesta îl silise pe Pavel să schimbe subiectul și îndurerase inima. Pe cel ce fusese cărturarul, fariseul, neînduplecat și plin de râvnă, care băgase în sperieți și în temnițe pe cei ce urmau calea, cum se numea partida creștină la începuturi, vezi Faptele, capitolul 9, iată-l acum pledând cu inima zdrobită pentru mântuirea lui Israel. Pe cei din neamul său, evreii, îi acuză acum Pavel că erau și se comportau ca dușmanii lui. Ei nici măcar nu încercau să înțeleagă ce produsese întoarcerea lui și schimbarea totală de direcție și conținut a mesajului său. De când descoperise cu adevărat cine fusese și cine era de fapt Iisus, inima lui Pavel era împovărată de grija și dragostea și întristarea pentru împietrirea poporului din care făcea parte. El putea înțelege ceea ce simțeau ei față de Hristos și față de creștinism, pentru că odinioară și el nutrise aceleași sentimente. Și el fusese un învățător și un fariseu zelos și necruțător, pornit să-i reducă la tăcere pe acei evrei răzvrătiți ce-și părăsiseră moștenirea. Acum însă Pavel nu dorea nimic altceva decât ca și frații săi evrei să fie mântuiți prin credința în Iisus Hristos. Și va afirma răspicat că dorea din toată inima ca și ei să dorească și să ajungă să fie binecuvântați de Mesia la fel cum fusese el. Erau o familie, un neam, deci era normal să simtă și să dorească asta. La vremea când scria aceste rânduri, poporul ales al lui Dumnezeu, Israel, era într-o postură istorică delicată și se confrunta cu o problemă serioasă. Biserica era tot mai mult formată din neevrei, așa că moștenirea și fondul iudaic erau pe cale să-și piardă proeminența și chiar să fie ignorate. Presupunerea care prindea tot mai mult contur și adepți era că Dumnezeu își încheiase treaba cu Vechiul Testament și cu Israel și că biserica era acum moștenitoarea și continuatoarea profețiilor veterotestamentare. Dar nu acesta era adevărul. Învățăm din această secțiune, repet, capitolele de la 9 la 11 ale Epistolei către Romani, o secțiune consacrată nădejdii lui Israel, că Dumnezeu promite bisericii, un popor ales, chemat, format din evrei și neevrei deopotrivă, promite că va face din ei toți un singur trup, vezi și Faptele 15 de la 13 la 18. Dumnezeu cheamă la sine un popor fidel numelui său. Când planurile lui Dumnezeu se vor fi împlinit pentru biserică, el o va muta de pe pământ și se va întoarce iar către poporul său Israel și se va ocupa de ei. În ecoul acestei anticipări biblice ne oprim astăzi, dar vom relua subiectul data viitoare.